Este pentru prima dată după 1989 când profesioniștii din sistemul sanitar și-au dat mâna și au format o coaliție care încearcă să găsească soluții la problemele acute ale sănătății. După ce luna trecută timp de 10 zile au pichetat sediul Ministerului Sănătății, acum halatele albe au decis că 3 zile, 14, 15 și 16 octombrie, să atragă atenția printr-o grevă japoneză. Astăzi la sediul Colegiului Medicilor din Giurgiu a avut loc o conferință de presă pe această temă. Această mișcare care constă, e o grevă japoneză să zicem, constă în purtarea unei cocarde cu tricolor sau unei betițe cu tricolor, este de a atrage atenția și de a nu afecta, practic noi ne desfășurăm activitatea fără să perturbăm nimic din asistența medicală primară, secundară, terțiară la nivel de spital. Nicăieri munca nu este întreruptă, se acordă aceeași atenție tuturor pacienților. Totodată medicii vor ca rezidenților să le fie dublate veniturile. Președintele Colegiului Medicilor din Giurgiu a spus că este necesar ca această cerință să își găsească rezolvarea. Un medic rezident câștigă în prezent aproape 900 de lei. Nu este niciun secret, salariul medicilor rezidenți la ora actuală este undeva în jur de 900 de lei, 9 milioane de lei vechi. Este o sumă de bani cu care medicii care trebuie să învețe, trebuie să aibă acces la cărți, la congrese, la documentare, să trăiască nici măcar decent într-un centru universitar cu 9 milioane de lei. Greva japoneză va dura 3 zile și dacă nu va avea niciun semnal, pe 2 noiembrie va fi organizat un marș al tăcerii în capitală, la care sunt așteptați aproape 5.000 de participanți. Aceștia vor mărșălui de la Palatul Parlamentului, Ministerul de Finanțe și se vor opri la guvern. Doctorul Ladislau Pic a mai spus că de această dată membrii coaliției solicită factorilor de decizie găsirea unor soluții atât pentru revendicările membrilor, colegilor, medicilor, dentiștilor, farmaciștilor, reprezentanților Sanitas și Colegiului Biologilor, dar nu în ultimul rând reducerea birocrației și simplificarea documentelor medicale în relația medic-pacient. Cu ocazia acestei zile sfânte de sărbătoare, Sfânta Parascheva, urări de bine sănătate, să aibă cât mai puține de serviciile medicale, dar îi asigurăm că vom da dovadă de același profesionalism și suntem alături de ei. Între timp au început să se strângă semnături pentru declanșarea grevei generale în sistemul sanitar, care va culmina cu demisia în bloc a medicilor.